Vreau să vă mai spun un lucru. Deci, după ce ați văzut două metode, da? Să vedeți acum cum aș fi mai făcut-o eu într-un alt mod, știind o proprietate de la proporții. Mai încă n-am văzut. Da, dar acum o vedeți imediat o șmecherie. Așa ați făcut, am amplificat, da. Dar o proprietate este așa, suma numărătorilor pe suma numitorilor egal cu fiecare din rapoarte. Deci, la rapoarte și proporții avem așa, suma numărătorilor supra suma numitorilor egal cu fiecare din aceste rapoarte. Da, scrieți așa. Deci, într-un șir de rapoarte, într-un șir de rapoarte, șir de rapoarte, adică o egalitate de două sau mai multe rapoarte, într-un șir de rapoarte, suma numărătorilor supra suma numitorilor, deci suma numărătorilor supra suma numitorilor, este egală cu fiecare, cu fiecare din rapoarte. Da? Egală cu fiecare din rapoarte. Adică, cum am avut așa, măsura lui B supra 5 egal cu măsura lui C supra 13, că am avut acest lucru, da? Da? Egal mai departe, conform aceste observații, cu suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci, continuu să spun un alt raport, care este măsura lui B plus măsura lui C, totul supra 5 plus 13. Totul supra 5 plus 13. Și egal cu măsura unghiului de B, nu? Dar B și cu C cât fac împreună? Că avem, 90 de grade. Da. Deci egal cu 90 de grade supra cât? 18. Care egal cu 5, care egal cu K. Așa, și egal cu 5 grade. Și este K-ul acela, deci deodată, fără să mai notăm cu K. Asta e ce mai ușor metodă. Sigur că da. Șmecherie e foarte rapidă. Ce am ținut să vă arăt? Deci, într-un șir, suma numărătorilor, pe suma numitorilor, e egal cu fiecare din rapoarte. Deci rămâne, practic mai scriem încă un raport, plecând la cele două, da? Scriem încă un raport. Și cum era dat, dar de ce am făcut chestia asta? Fiindcă era dat în problemă că suma B plus C fac 90 de grade. De ce mai vin în minte să le adun? Da? Dacă... Așa e mai ușor. Deci, așa. Și acum cât? Mă întorc la... Și scriu. Măsura lui B supra 5 egal cu 5. Că l-am găsit deodată pe cap ăla. Egal cu 5. Și de aceea îi rezultă că măsura lui B egal cu 5 ori 5, 25. Pe urmă, măsura lui C supra, scriu pe al doilea, supra 13, egal cu același acord, 5. De unde rezultă că măsura lui C egal cu 13 ori 5, 65. Da? 65 de grade. Terminat. Problema. Asta e mai simplu metodă. Da, da. O să vedeți la geometrie, găsim două, trei soluții. Da, sigur, fiecare e în funcție de cum lucrează și cum se prinde. De aceea se întâmplă când profesorii corectează la, mă rog, la geometrie, găsesc fel de fel de soluții. Deci, la olimpiade, când așa, da, copiii dau niște soluții superbe. Abia cu atunci le descoperă și ei odată când citesc soluția profesorului. Pur și simplu. Important, important e să vadă calitatea soluției aceea. Asta dacă... priceputa cea mai... Da? Deci suma numărător într-un șir de rapoarte, o egalitate de mai multe rapoarte,
se cheamă proporție acolo, da. Suma numărătorilor pe suma numitorilor egal cu fiecare din parte, cu fiecare în parte. Și dacă avem 3, dacă am avut 3 egalități, care e cu 90 grade supra mai multe acolo. Deci dacă am fi avut 3 unghiuri, da. Să zicem așa, într-un triunghi, hai să facem noi o problemă. Într-un triunghi ABC, într-un triunghi ABC, unghiurile A, B și C sunt proporționale cu numerele. Deci, într-un triunghi... A, ipoteza. Da. Într-un triunghi A, în triunghiul A, B, C, unghiurile A, virgulă B, virgulă C, în această ordine, sunt proporționale, ăsta e simbolul, da? Cu numerele 2, 3 și 4. Uh-huh. 2, 3 și 4. Pot. Atunci, să se afle măsurile unghiului. Da, simplu. Zi. Deci, facem așa. Măsura unghiului A supra 2 egal cu măsura unghiului B supra 3 și egal cu măsura unghiului C supra 4. Și de aici egal cu măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C supra 9. Supra 9. 2 plus 3 plus 4, da, supra 9. 9, da? Da. Da, și egal mai departe, suma unghiurilor cât fac fie adunate toate unghiuri într-un triunghi? 180. Deci egal cu 180 de grade supra 9. Și egal cu 90 de grade fix. 20. Cu 20 de grade. 20 de grade, da? Este egal cu capa. Ăla e capa. Ăla e capa. Și atunci măsura lui... Și acum mă întorc. Măsura lui... 40 de grade. Măsura lui A pe 2 egal cu 20 de grade. Da. Măsura lui A e egal cu 40 de grade. Și atunci măsura lui A va face 40 de grade. Măsura lui B e 60 de grade. Apoi măsura lui B pe 3. Da. Da, măsura B pe 3 egal tot cu 20 de grade. Și atunci B egal cu 60 de grade. Apoi măsura lui B egal cu cât? Cu 60 de grade. Măsura lui C pe 4 rezultă că măsura lui merge 20-20 egal cu 80 de grade. Și merg exact în 20-20. Sigur că da. Deci observam, dacă am știut șmecheria asta, ne-am adunat și am mers foarte repede. Dacă nu știam treaba asta, rosteam cu un K valoarea. Găseam că măsura lui A face 2K, măsura lui B face 3K, măsura lui C face 4K, da, și mă suma măsurilor cum fac 180 de grade, îmi venea 180 de grade supra 9K, da? Și găseam supra 9 și găseam 20 de grade. K-ul acela ar fi fost 20 de grade. Un pic mai mult timp, dar e mai plăcut ochiului dacă știi proprietatea asta, suma numărătorilor pe suma numitorilor, egal cu fiecare din rapoartele date inițial. Am fi foarte tare dacă doctorul să ne dau probleme. Păi da, nu pot să trebuie să trecem sau la... Veți ajunge. Trebuie să trecă de curând, pentru că altfel n-ar fi problemele astea. Corect. Deci cât de repede mă vedeți? La ce capitol e ăsta? Și să vezi când o să avem. Dar mai avem. Direct test. Hai, mă, să facă spate. Nu, zic că ceva în gen. Noi am făcut să nu știm, nu? Că o să facă, cu ce nu, minune de Paște. Minune de Paște. Să mergem mai departe, la problemă. Așa, 19 sau 18? 18. La 17 am făcut prin mai multe metode, nu? Până când am înțeles că se poate bine, asta te va propune cel mai tare. Asta chiar că mi-a plăcut. Suma numărătorilor pe suma numărătorilor legat fiecare din rapoarte. Deci calculați măsurile unui triunghi dreptunghi, știind că modulul e...
Deci A plus B plus C este egal cu 180 de grade. Și A mic, B mic și C mic. Deci am într-un triunghi, sau ce spunea pacientul? Deci măsurile unghi, deci măsurile unghiurilor unui triunghi sunt A, B și C. Așa, măsura lui A mare egal cu da, E A mic. Păi ascultați-mă. Deci măsurile sunt A, B, C mic, nu? Da. Și acum am concretizat. Măsura lui A e un număr A mic. Măsura lui B e un număr B mic. Al unghiului B, da? Un unghi, o valoare B mic. Și măsura lui C este un C mic, un număr C mic. Și... Așa. Și zici, demonstrați că A egal cu B plus C, atunci trebuie să... Aha, nu demonstrați. Dacă... E ce cu demonstrați? Nu demonstrați că dacă A egal cu B plus C, atunci trebuie să dreptunghic. Deci dacă... Asta este ipoteză, da? Da. În ipoteză. În concluzie, să scriem și noi ce ni se cere, un cer mare să facem, dacă... Dacă A egal cu A mic egal, A egal cu B plus C, să rezulte atunci că triunghiul este isoscel sau ce? Nu, triunghiul este dreptunghic. Triunghiul A, B, C, dreptunghic, da? Păi. Adică are un unghi drept. 90 de grade. Vreți să dați cu rezolvarea? Nu. Vreți să dați cu rezolvarea? Nu. Stai un pic. Să se judecăm și noi. Păi așa, hai să luăm ușor. Nu ne grefim, da? Ai făcut-o, ai răbdare. Da? Să vedem. Ai făcut-o? Adică, dacă suntem într-un triunghi și știi măsurile A, B, C. Păi putem să facem A, B să fie exact de 90 de grade și ce... Dar nu desenăm așa. Ci pur și simplu, din relațiile care le avem, deci din relațiile care le avem și judecând că suntem într-un triunghi, ce știi despre suma măsurilor unghiului? 180. Adică A mic plus B mic plus C mic, asta trebuie să știi eu. Da? Deci A mic plus B mic plus C mic fac 180. De la început demonstrația, da? Da. A plus B plus C egal 180 de grade. La care mai adaugi că A mic egal cu B plus C. Da. Adică loc de B plus C, cât poți să pui? A mic. Așa, A, da? Și atunci vine din cele două că A, care este primul, plus, în loc de B plus C, din nou A, 2A. A și cu A, deci egal cu 180 de grade. Deci A egal cu 180 de grade, mi-e împărțit la 2. Deci 2A egal cu 180 de grade. Și atunci A egal cu 90 de grade. Păi putem să cumpără că e din 91. Da. Deci a reușit că e ai mult... Deci atenție copii, trebuie să citim cu foarte multă grijă enunțul problemei. Deci într-un triunghi, dacă spun că A mic egal cu B plus C, unii ți-a spus despre A, B, C, că sunt măsurile unghiurilor. Și eu am și notat. Măsura lui A s-a notat cu A mic, A lui B cu B mic, A lui C cu C mic. Dacă cumva să mai dau eu chestia asta, că ai la cu B plus C, zice, dovedește tu că este un triunghi dreptunghic, adică că are un unghi de 90 de grade. Și noi am zis, stai mă, că când mi-ai zis într-un triunghi, am prima condiție că suma tuturor unghiurilor fac 180 de grade. Adică asta am scris eu. A plus B plus, A plus B plus C fac 180 de grade, iar A egal cu B plus C, și atunci, foarte ușor, pe B plus C îl înlocuiesc cu A. Și vine 2A egal cu 180, deci A egal cu 90 de grade. Și atât? Eu am rezolvat în două moduri. Zi? Una am scris. Am zis că într-un triunghi dreptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare. Într-un triunghi dreptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare, din concluzii. Da. Și? Seta. Păi da, n-ai scris decât un enunț. Și demonstrația? Stai să vedem, păi ai un enunț.
Stai să vedem, Miruna. Unde valorifici tu? De câte dată aspecte? Unghiurile? Cum nu, într-un trămâni, în dreptunghi, unghiurile ascuțite sunt complementare. Dreptunghic. Da. Unghiurile ascuțite sunt complementare și suma lor este egală cu 180 de grade. Și suma lor este egală cu 180 de grade. Suma tuturor unghiurilor? Da, este unghiurilor este egală cu 180 de grade. Da. Dacă unghiul are egal cu 90 de grade, dreptul ce e tot 90 de grade. Da. A egal cu B plus C. Dar tu dacă A egal cu 90 de grade, dar noi invers trebuia să facem problema. Ai înțeles? Având asta, să reiese că e trunghiul dreptunghi. Nu pleci că e dreptunghi și arăți că e dreptunghi. Adică nu poți să folosești în concluzie adică în ipoteză ceea ce cere în concluzie. N-ai voie. Da? Cu alte cuvinte, trebuia făcută problema așa. Cum am făcut-o noi? Suma unghiului fac 180 de grade. Cum am relația ca A egal cu B plus C? Înseamnă că loc de B plus C până A și vine A plus A, fac 2A și problema este clară. Da. Da? 19. Deci, care e iarăși nu știu ce poți scrie, dar nu știu ce poți scrie. Ce e la modulul? Acum o să vă explice. Asta de asta am făcut, că nu știam. Hai să vedem ce problemă. 19. Așa, fiți clar, copii. Bine. Deci, calculați măsurile unui triunghi dreptunghi, știind că modulul diferenței măsurilor unghiurilor ascuțite este de 14 grade. Bun. Da. Deci, calculați. Cam asta. Mai citim încă o dată. Mai era și vedem. Deci, calculați măsurile unui triunghi dreptunghi. Să calculați măsurile unghiurilor unui triunghi dreptunghic, da? Nu, că aici zice calculați măsurile unui triunghi... Da, aici autorul a scăpat din vedere, dar așa trebuie. Calculați măsurile unghiurilor, da. Măsurile unghiurilor unui triunghi dreptunghic. De ce avem ipoteză? În ipoteză avem că triunghiul ABC, triunghiul ABC este dreptunghic. Dreptunghic. Așa. Dar ce înseamnă că e dreptunghic? Înseamnă că are unghiul 90 de grade. Da? Măsura lui A, să luăm și noi, măsura lui A egal cu 90 de grade. Și imediat ne spunem, celelalte două unghiuri ascuțite, adică B plus C împreună, vă face 90 de grade. Da. Deci asta i-a spus. Că măsura lui B plus măsura lui C fac 90 de grade. Dar este nu la vedere asta, ci este subînțeles din clipa în care triunghiul dreptunghic. Asta a fost să ne spun autorul. Nu e în ipoteză dată. Da? Să o ștergem. Dar în mintea noastră s-a declanșat chestia asta. Da. Dacă așa stau lucrurile, adică B plus C împreună fac 90 de grade. Da, și așa. Știm că modulul diferenței măsurilor unghiurilor ascuțite este de 14. Bun. Ce vrea să spun aici? Ce e la exact. Un unghi mai mare și altul mai mic, da? Să zicem, da? Ăsta este unghiul A, B și C. B-ul nu-i cât C-ul. Dar când scad, pot să spun din B minus C și dă foarte bine, dar pot să spun și C minus B. Și C minus B, ca și cum ar zice, din 3 se scad pe 5. Și din 3 pe 5 face minus 2. Și atunci, ca să pun în evidență faptul că este neștiintul care e mai mare și care e mai mic, pui în modul. Adică nu ții cont de semn. Da? Deci pui modul de 3 minus 5, dar ca să înțelegi și mai bine, Adi, am să dau exemplu. Modul din 2 este 2. Cum iar... se mătrează modulul? Așa, între două bare. Modul de 2 e 2. Iar modul de minus 2 este tot 2. Alo? Dar de ce modul de minus 2 e 2? Mulțumesc. Ia toate cum e modul.
Deci modulul înseamnă că e vorba de faptul că nu ținem cont de semnul lor. Sunt și numere negative și pozitive. Da? Deci sunt situații în care te duci să cumperi, să spunem, o ciocolată și n-ai decât, ea costă 10 lei și tu n-ai decât 5 lei. Și atunci rămâi dator. Da? Rămâi dator cu 5 lei. Da. Că în buzunar ai numai 5 lei. Dați-mi că mâine vă aduc. Deci sunt și numere negative. Datoria se notează cu minus. Da? Ca să... Am mai discutat eu parcă... Da, dar e cu modulul, nu... Mai acum vreau să exist, da? Uitați-vă. Numere pozitive, da, le punem în partea dreaptă. Da, așa, numere deci, negative. 1, 2, 3, 4, și mai departe. Iar pe cele negative le punem în partea asta, minus 1, datoria. Minus 2, datoria. Minus 3, minus 4, și mai departe. Da. Aici este 0, da? Hotarul. Cum se numește? 0, hotarul, am zis, într-un limbaj de asta mai colorat. Adică locul de la care în dreapta a vorbit de pozitivă și în partea stângă negative. Da, de cele negative. Când zic modul de 2, înseamnă distanța asta. 2 înseamnă. Dar modul din minus 2, tot 2 unități. Deci nu mai țin cont de semnul său. Ci am anulat semnul. Dar modulul asta face. Da? Deci modul din minus 2 face 2. Sunt 2. Nu mă interesează că sunt partea stângă. Ci pur și simplu cât e din un segmentul ăsta. De 2 unități. Asta a fost. Da? Deci zice, știm că modulul diferenței măsurilor unghiurilor ascuțite este de 14 grade. Dacă zicem modulul diferenței, adică modul din B minus C, corect, egal cu 14 grade. Asta vă spun. B minus C egal cu 14 grade. Ei, dacă B e mai mare ca C, e fi excelent. Dar dacă B e mai mare decât... Atunci ar fi un minus, da? Da. Și ca să-l anuleze, nu poți să spui că... Trebuie să spunem modul din B. Așa, nu poți să spui că un număr, la diferență, un număr negativ. Corect. Și atunci el spune, diferența între cele două unghiuri e de 14 grade, mai asta vrea să spună. Îl mai mare are în plus 14 grade față de cel mai mic. Asta a vrut să spună într-un limbaj de-asta. Păi așa trebuie să avem și fără modul. Nu? Deci, nu e așa lucru și fără modul? Păi... Dacă se întâmplă ca să fie B mai mare, e adevărat. Dacă se întâmplă ca B să fie mai mic, ar fi dat un minus. Da. Și atunci noi, în situația de aceea spunem ce minus B. Dar e important că este... Dacă unul din... În mod sigur, unul din ele e mai mare și tu dacă greșești să faci scăderea altfel și îți dă cu minus, ține cont că trebuie să iei modul. Ca să nu spui problema. Simplu, cel mai mare, care o fi ăla, are 14 grade în plus. Asta a fost mesajul care ne-a transmis autorul. Deci, între B și C există unul din ele mai mare. Da? B, să zicem că e mai mare ca C. În condițiile acestea, înseamnă că măsura lui B minus măsura lui C este egală cu 14 grade. Dacă însă C-ul e mai mare ca B, da? Dacă unghiul C e mai mare ca B, atunci trebuie să vorbim de măsura lui C minus măsura lui B. Da? Să avem grijă care e mai mare, din mai mare să scădem pe 14. Și autorul, ca să ne dea de lucru, ne spune așa, în modul, mă, fraților, nu mă interesează, pun în modul și că dacă e cumva de greșit de făcut scăderea din cel mai mic pe cel mai mare, punând în modul, tot acolo e ajuns, da? Deci, în clipa de față, mergem într-o discuție așa.
Dacă B mai mare ca C, atunci măsura lui B minus măsura C egal cu 14 grade. Deci aici înseamnă că măsura lui B este egal cu 14 grade plus măsura lui C, da? E corect, nu? Da. Dar știm că măsura lui A, măsura lui B plus măsura lui C, cât fac împreună într-un triunghi de dreptul unghi? 90 grade. Așa, fac împreună 90 de grade. Și acum, în loc de unghiul B, măsura lui B, punem 14 plus măsura lui C. Deci vine 14 grade plus măsura lui C. Plus măsura lui C încă o dată. Vezi că este măsura lui C este aici. Eu pe B l-am înlocuit. Și cu cine l-am înlocuit pe B? Cu egalul său. Pe 14 plus măsura lui C. Plus măsura lui C egal cu 90 de grade. Ce îmi reiese de aici? Că de două ori măsura lui C, adică îmi reiese măsura lui C, de două ori măsura lui C, egal cu 90 de grade, minus 14 grade. Și cât faci 90 minus 14? 76 de grade. De unde rezultă că măsura lui C, cât va fi dacă de două ori măsura lui C fac atât, o singură, un singur unghi. 76 împărțeală. Deci, măsura lui C. 38 grade. Face 38. 38 de grade. Bă. Și măsura lui B, cât va fi? Păi 14 plus 38. 38 plus 14, sau din 90 scădem pe 38, 52 de grade. Super. 52 de grade. Deci, dragilor, aici ce trebuia să rețineți? Cum? Că, dar nu trebuia să vă speriați, spune, înseamnă că unul e mai mare decât celălaltul. Și neștiind cum să le luăm, luăm două cazuri. Dacă B e mai mare ca C, înseamnă că B are în plus 14 grade. Dacă C e mai mare, înseamnă că C are în plus 14 grade. Și în prima variantă, B-ul este mai mare de 52 și 38. Iar dacă luăm invers, cine va fi mai mare? C-ul va fi de 52. Da. Și B va fi de 30. Deci ambele variante sunt corecte. Deci în ambele variante, dar el nu a spus, mă, știi ce? Ia tu așa, B mai mare ca C și atunci știi tu cum se scrie. Că B minus C face 14 grade. Nu, a zis în modul. Diferența în modul, la unghiul ascuțit, este de 14 grade. Sigur că asta, problema asta nu vă poate da profesorul, ci ea va fi făcută la sfârșitul semestrului. Da, adică când învață... O să învețe? Sigur că da. Învață numere întregi. Când învață numere întregi, astea cu minus, atunci gata, merge problema. Iată și un motiv în plus. De cine a dat acum mai înainte? Poftim? De cine a dat autorul ăsta mai înainte? Cel care a făcut problema, o băgat, pus-o aici, probabil n-a avut destulă grijă că nu s-au făcut numerele întregi încă. Și atunci lasă profesorul să facă selecții între probleme. Eu însă am un punct de vedere, îl repet încă o dată, am dovedit-o, anume că mulțimea numerelor întregi trebuie introdusă încă din clasa a întâia. N-am zis de episodul ăla. Poftim? Am zis de episodul ăla. Ai văzut, da? Filmul acela. Da? Și insist pe treaba asta, pentru că iată, o să vedeți, drama mare a elevilor este acum în clasa a șasea, la sfârșit. Dacă acum mai duc ei cum mai duc până când ajung în clasa a șasea, la sfârșit, când ajung la momentul în care profesorul vine și introduce mulțimea numerelor întregi, și spune plus cu minus, minus cu plus, nu știu ce pe acolo. Da? Și el este debusolat. Dacă învățătoarea i-a spus 5 minus 3 se poate, iar 3 minus 5 nu se poate, el merge cu nu se poate până în clasa a șasea, are clar setat în minte treaba asta și deodată îi se poate. Și atunci îi dă niște reguli. Plus cu minus la mulțire, la împărțire, la nu știu ce. Ei, și el este complet debusulat. Dacă însă s-ar arăta grijă să se vină din clasa a întâi, până când termină clasa a patra, când se fac și mulțirile și împărțirile, semnele acolo cu totul, ar fi mult mai ușor. Că s-ar insista 4 ani de zile pe treaba asta.
Se poate face minus 1 ori minus 2? Sigur că da. Sigur că da. Minus cu minus am înțeles. Da, face plus, dar aceste lucruri, când sunt explicate cu grijă, de timpuriu sunt înțelese. Dacă vine în clasa a 6-a și minus cu minus face plus, și plus cu minus face minus, și după la casă, băi, de plus cu minus, minus cu plus, dar ce că... Și le învață mecanic. Azi ne învață mâniuită, azi ne învață mâniuită. Și nu înțelege exact mecanismul. Eu am vorbit și am dovedit că se poate introduce semnul algebră, adunarea și scăderea până într-a doua, cu mulțirea începem în clasa a treia, când se face tabla mulțire. Poftim? O bagă la a doua. La a doua inclusiv fracția. La clasa a doua o bagă. Atât mai, poate mai bine să... Mulțirea, împărțirea și fracția o bagă la a doua. Dar mulțirea nu totuși se face într-a treia. Deci, dar i-am făcut acum într-a treia, dar de anul ăsta mă bag acum într-a doua. Deja lucrează și că și fracție. Asta înseamnă că sunt șanse mult mai mari să fie în legătură cu ce spun eu lucrurile. Pentru că dacă așa stau lucrurile, înseamnă că foarte de timpuriu putem vorbi de legea semnului și introdusă și făcută treaba de ăștia. Da. 70% din copii, atenție, 70% din copii făcut de mine un calcul, fug de matematică la momentul ăsta. Și odată ce nu au semn la algebră, nimic nu mai au. Toată școala de acolo înainte, de la 6 încolo, este, cum să spun, pentru ei o mare problemă. Stau la matematică și nu înțeleg nimic. Da. Și stau și copiii doar de pe tablă. Cum se întâmplă și în etapa asta la voi? Voi am sesizat, dragilor, că aveți un automatism în a copia de pe tablă. Nu vă e, da, nu vă e la îndemână să gândiți și voi. Nu e la îndemână. E atât de comod să stai acolo și să copii de pe tablă. Mă zgălești pe care și când acasă zici, bă, dar cine a dat drumul? Și nimic nu știi din ce se pus acolo. Deci de aceea trebuie mai multă grijă ca să vedeți. Da, aici totul este rezolvat în clipa asta, da? Deci, următoarea problemă mi-a plăcut la mare. 20 de la 170. Cine o citește? Eu. Clar. Da. Deci, necuratați, o langă, da? Deci, 20, da? Da. Ia să vedeți ce spune. Gura mare, mare și frumos goare, da? În figura de mai jos, trebuie să vedeți prea voastră figura. Așa, să facem o figură. În figura de mai jos, unghiul ACD... Deci la problema 20 suntem. O figură care arată cam așa. B... C și au aici, pe aici undeva. Au e de x plus 15 grade. Deci unghiul ăsta este x plus 15 grade. B-ul e 2x. Iar unghiul exterior este 4x minus 25 grade. Mi-a plăcut la nebunie problema asta. Să se calculeze măsurile unghiilor triunghiului ABC. Băi, știm că... Stai. Suntem ușor. 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 Da, uite, ce știi și crede că până la asta mea pe care e bărbunță. Da, cât ușor. Eu am... Așa până la asta, să scrii copiii, să facă și-l faci. Scrii. Deci, ipoteza e limpede acum, da? Ce avem în ipoteză? Și acolo e un ghiuță... Avem că unghiul, unde, da? Bun. Avem ipoteză că unghiul A, adică BAC, măsura lui BAC, BAC, egal cu BAC, x plus 15, da? Da. Măsura lui ABC, egal cu 2x. ABC, este egal cu 2x. Și măsura lui ACD egal cu 4x-25. Și măsura lui ACD egal cu ACD-ul 4x minus 25 grade. Și
Sfânt. Întrebarea este, să aflăm unghiurile toate ale triunghiurilor, da? Da. Dacă aflăm pe X, aflăm toate. Se calculează măsurile unghiului ale triunghiului. Da. Măsura lui aia era cu cine? Deci, concluzia este asta, măsura lui A. Egal cu cine? Semn de întrebare, măsura lui B. Dăză și invers. Egal cu semn de întrebare. Și măsura lui C. Egal cu semn de întrebare. Înțelegi, așa e cu dacă e semn de întrebare. Păi știm că măsura unghiului întâlnoare unui triunghi este de 180 grade. Excelent. Și X plus 15 egal cu 180. Deci nu? X plus 15 plus 2X și plus ăsta. Da, care nu știm. Deci nu-i bună. Ce este? Cunoaște-mi ce? Atenție, atenție, atenție. Mai, Mihai, suntem la lecții, suntem atenți că în loc să mai produci un comentariu, hai să vedem cu o idee să producem. Avem unghiul ACD exterior, care ACD este egal cu unghiul A plus unghiul B. Asta e la. Deci unghiul exterior nu între unghiul ăsta, e suma unghiurilor nealăturate. Astea două, adunate. E ca o teoremă, copii, care da. Să o știți pe de rost. Deci unghiul ăsta exterior e suma unghiurilor nealăturate. Pentru că... ieri am făcut demonstrații, am dus o paralelă prin C la AB. Și paralela asta care am dus-o, taie unghiul ăsta din exterior în două. Unul și al doilea. Dar acum paralelele astea, două, tăiate de secanta asta, două paralele tăiate de o secantă, formează perechilele de unghiuri. Și unghiul A, cum îl vedem aici, este clar că va fi între cele două paralele, se vede că între cele două paralele. Și cu care unghi este el congruent în mod sigur? Cu ăsta ca fiind alterne, interne. Și astfel unghiul A l-am dus aici. Deci ăsta tot e A. Iar tot pentru acele două paralele, BC, care este secantă, BC-ul taie pe cele două paralele și vom avea unghiuri alternate în alterne externe. Dar pe noi ne interesează B-ul să-l ducem aici. Și ce calitate au acest B, B și cu ăsta? Corespondente. Și iată că l-am dus pe V. De aceea tot unghiul mare se compune din două unghiuri, A și B. Și am spus că unghiul exterior este egal cu suma unghiurilor nealăturate lui, care nu sunt legate de C. Adică este A și B. A plus B. Da? Deci unghiul A, C, D, Mihai, A, C, D, Mihai, eu te cred că te plictisești. Așa, așa, pe geometria. Nu, ei n-au, de o parte care le-a făcut-o, acum n-au înțeles, dar dacă se uitați pe teorie, au zis că n-au înțeles. Da. Dar dacă te uiți pe teorie, Adiu a explicat-o foarte bine. Deci în manualul, exact. La suma unghiurilor, unghiul exterior este demonstrat acolo. Plus că dacă vă uitați lecția de ieri, de pe corpul, aveți acolo demonstrată foarte bine, că ei au făcut teoria ieri, dacă voi ați lipsit. Sigur, nu putem relua din nou, dar aveți șansa că aveți lecția făcută. Corect. Da. Și acum, Adi, hai să ne, să ne întoarcem. Eu am insistat un pic ca să vă iau. Da. Am văzut că nu erau atenți. Eu m-am străduit, dar voi ați făcut ce ați vrut voi. Și atunci, unghiul exterior de aici este egal cu unghiul ăsta plus ăsta. Da, cât este el cu total? Ca e 3x plus 15 egal cu... Deci, 3x plus 15 egal deci, cu 4. Deci, vom spune așa. Demonstrați. Putem să ștergem unghiile care tocmai le-am făcut? Vă rog? Da. Deci, ștergem. Și demonstrația sună așa. Măsura unghiului A
Măsura prin trei litere. A, măsura unghiului B, A, C. B, A, C. Adică B, A, C, A. Da. B, A, C. Adică plus măsura unghiului A, B, C. Plus măsura unghiului A, B, C. Adică B. Da. A, B, C. Este egal cu măsura unghiului A, C, D. Egal cu unghiul ăsta de exterior. Măsura lui A, C, D. Și acum înlocuim. Bac. Cât exact. Este? B, A, C. Da. Cât este de mare? X plus 15. X plus 15. X plus 15 grame. Plus 2X. Plus 2X, da. Este egal cu 4X minus 25. 4X minus 25. O să avem că 3X. 3x plus 5. Hai să observăm să fiți greșit. Să s-a scris Anca. Da, x plus 15. Adică ăsta de aici cu ăsta de aici face cât ăsta tot exterior. Da? O să avem că 5. Scădem. Ai un pic de răbdare. Am înțeles că toate înțelegi. Dar trebuie să înțeleagă și eu. X plus 15 plus 2x. E egal cu 4x minus 25, da? Da, asta e. Și acum, x cu 2x, Mihai, face cât? X cu 3x. 3x, zicem 3x. Plus 15 grade. Egal cu 4x minus 25 de grade. 25 de grade, da. Deci egal cu 4x minus 25. Și acum... Putem trebuie da, trecem pe 3x în partea cealaltă. Ori trecem așa, ori ca să înțelegem într-un limbaj, că trecutul dincolo cu semn schimbat. Plus 3x. Scădem 3x din ambimene, da? Scădem pe 3x minus 1x din ambimene. Și 3x minus 3x va face 0. Adică plus 15 grade îi rămâne. 15 grade egal cu 4x minus 3x. Lasă să scrie 4x minus 3x. Nu există doar 40. Minus 25, da? Da. Deci, acum să adunăm un 25 în ambii membri. Și în stânga și în dreapta. Avem un 25. 40. Și atunci e 40 de grade egal cu 4x minus 3x pe x. Și atât l-am găsit pe x. Și gata. Și acum nu știu, adică A... Prin trei litere vreau. Măsura lui. B, A, C. B, A, C. Mihai, B, A, C va fi egal cu cine? B, A, C. De 180 grade. Păi nu ești atent deloc. B, A, C este X plus 15. Da. X plus 15. Și X avem. Deci egal cu X plus 15. Hai să scriem X plus 15. Și egal cu X-ul 40 plus 15. Și egal cu 55 de grade. Da? Celălalt cuib. Un alt cuib. A, B, C. A, B, C. Măsura lui A, B, C. Egal cu ABC egal cu? ABC este egal cu 40. ABC îi spune cât este. Anca, o să vă zic Anca. ABC. ABC, uite, scrie acolo. ABC este 2X. Deci 2 ori X. Care X cât este? Păi l-am aflat acum. 2 ori 40 de grade. Și face 2 ori 40, 80 de grade. Ei, și dacă l-am aflat pe B, l-am aflat pe A, cum o lăsăm noi pe ăsta, că nu știu. Păi, din 180 scădem toate astea adunate și dă 45. Deci vine măsura lui AC, măsura Anca a lui cui, a cărui unghi aflăm acum? A lui C. A, C, B. A, C, B, da? Hai, particip și tu la lecție. Deci dacă pe ăsta l-am aflat și pus aici, da? 55. A-ul e 55, B-ul este 80. Ca să luăm pe C din 180, scaz peste 2, da? Adunat. Deci, din măsura lui ACB, ACB, este egală cu 180 de grade, minus cele două unghiuri adunate.
grade. 55 plus 80 de grade se face 180 minus 135 de grade. Și este egal cu 45 de grade. Terminat problema. Hai să recapitulăm. Ce a plăcut, ce v-a plăcut aici? Ce a fost mai interesant? Aia cu face de unghiul exterior este egal. Suma măsurilor unghiilor nealăturate. Asta să scriem. Scrieți ca o teoremă așa. Da, teoremă. Măsura unghiului, zice, măsura unghiului exterior. Măsura unghiului exterior. Este egal cu suma măsurilor. Măsura unghiului exterior este egal cu suma măsurilor unghiurilor nealăturate lui. Să o subliniem acolo și să se ține minte toată viața. Cu roșu. Măsura unghiului exterior este egal cu suma măsurilor unghiurilor nealăturate. Uite, Adi, perfect. Deci măsura unghiului exterior este egal cu suma, adică suma dintre cele care nu sunt lângă el. Cele care nu sunt lângă unghiul ăsta. Ci celelalte două adunate. Uite, hai să mai desenăm. Mihai, spune-mi tu, uite, notez așa, A, B, C. Spune cu cine este egal unghiul ăsta exterior de aici. AB e. Măsura lui AB e. Cu cine este egal? 90 grade. Nu, nu. După regulă asta care v-a dat-o domnul profesor. Măsura cui plus măsura cui. Deci unghiul ăsta exterior este egal, spunem cuvinte, suma măsurilor unghiilor nealăturate. Adică nu care se găsesc aici în B. Anca? Deci, cu cine? Păi avem AB e egal cu măsura unghiului. AB e măsura lui AB egal cu suma măsurilor căror unghiuri. AB C. Păi vezi de ce mai băgat. AC B și BAC. Cu alte cuvinte așa. Ăsta de aici este A plus C. Unghiul A plus C. A și plus ce ăsta? Nealăturate. Care nu sunt vecine cu el, da? Dacă aș fi făcut în partea asta în altă. Hai să-ți șterg de aici. Faceți alt desen. Și vreau să găsim unghiul ăsta exterior. Ăsta. L. Unghiul ăsta. L. A. C. Păi. La ce? Este unghi exterior, clar că exterior. Este egal triunghiului, copii, ce nu înțelegeți? Este unghi, nu interior triunghiului, ci exterior triunghiului. Egal cu cine? Cu ABC. Așa, ABC, adică egal cu B plus cine? Plus AC. Adică C-ul, da? Deci B-ul plus C-ul este aici. Sunt unghiuri amândouă nealăturate unghiului exterior. Nu sunt lipite de unghiul exterior. Da, ați înțeles? Deci unghiul... Vedea acum, încep să greșeam. Da. Deci, în problema, să mă întorc, în problema de mai sus, esențial a fost această teoremă. Unghiul exterior, suma unghiurilor nealăturate. Nu știm pe asta, nu puteam să pornim. Adică relația asta nu puteam scrie, copii. X plus 15 sau 4X minus 25, adică ăsta tot, 4X minus 25 egal cu ăsta plus ăsta. Vedeți? Și nu puteam să scriu, să pornesc problema. Deci esențial a fost așa asta, da? Foarte important. Deci de o teoremă altfel, stăm blocați. Știți cum e la poză? Fiem de pe tată și nu punem întrebări. Dacă n-ați înțeles, întrebați. Nu puteam să știm. Domnul profesor a spus relația aia. Deci dacă copiem, nu facem decât să pierdem timpul. Fără să înțelegem. Exact. Da. Venim de la, ca și la școală și la voi este act reflex. În asta în bancă și să nu mă deranjeze nimeni. Copii de pe tablă. Ei, nu așa.
Nu facem asta. Azi se remarcă un lucru, în afară de Miruna care a lucrat acasă și a avut problemele făcute, ce important este Miruna să muncești un pic acasă? Da. Este extraordinar. Și statutul ți se schimbă și altceva. Și înțelegi. Da. Iar Adi, totuși, să remarcăm și acest lucru, s-a prins de problemă sau... spunea el că e așa somnoros și nu are chef deloc, dar n-a fost așa. Remarcăm că n-a fost așa, tu ai fost destul de activ și asta e... Iar voi doi, s-o spunem pe cea dreaptă, toți așa cinstiți suntem, nu ați participat la lecție, ați spus așa. Parcă nici n-ați fi fost în clasă. Nu? Hai să încercăm să fim și mai mulți. Mobilizăm 21. Hai să vedem și... Să avem și noi o problemă făcută cu participarea voastră. 21. Ce spune? Cine citește? Mihai. Mihai, vreau să citești. Hai, cine? Mihai. Dar cu voce clar, Mihai. Fie punctele A, C, care nu sunt în mulțimea de și B. Ușor. Fie? Punctele A, C, care nu sunt în mulțimea de. Mulțimea de? Nu sunt în mulțimea de? Fie punctele A, virgulă C. A, asta cu virgulă spui. Fie punctele A, virgulă C. Care nu sunt în dreapta de. Păi altceva, măi copii, spuneți-mi. Vedeți ce important e să știți să citiți, să vorbiți matematic? Păi uitați, eu acum am căutat să înțeleg, eu chiar vreau să, cum să spun, chiar când mi se citește corect, clar, înțeleg, nu? Înțeleg. Dar dacă nu citiți corect, zi, încă o dată. A, virgulă, C. Fie punctele A, virgulă, C. Nu aparțin dreptei de. Adică nu se găsesc pe o dreaptă. Uite, Mihai, așa trebuie să trec. Dacă asta ar fi o dreaptă, A și C nu le pun pe dreaptă. Deoparte și deoparte. Deoparte, dar nu deoparte sau nu deoparte. Dar avem desenul făcut pe culegere, domnul profesor, dacă o uitai. Ai desen? Pe culegere, făcut pe culegere. Așa. Da, iar mai bine. Acum o să... Și B este pe dreapta D. Deci... B-ul este pe dreapta, da? Scrie și noi. B-ul aparține dreptei de. Bun, mai departe. După ce facem frisă. Și A, D. A, D, da. A? A, D? Da. A, D. A, virgulă, D sau? Nu, A, D. Așa, dreapta A, D. Înțeleg eu așa. Ce este cu A, D? Da, sau segmentul, sau ce? E segment sau ce este acolo? Aveți culegerea acolo, așa. Nu, dar vreau să înțeleg de la el. Dar lasă-ți un desen. Nici nu trebuie să mai nimic important de să vorbiți voi. Da. Este perpendicular cu D. E perpendicular pe dreapta D. Deci A, D, perpendicular pe dreapta D. Citește-mi clar că eu fac, după ce scriu ipoteza, fac și desenul. După aceea fac și desenul. Ce mai spune? Iar D este pe dreapta D. Deci D, punctul ăsta D, aparține dreptei D. Am înțeles. A, D? Și apoi iar se repetă cu B. Păi spune tot ce se repetă. B aparține dreptei D. Iar D aparține dreptei D. B aparține dreptei D. Care se repetă. Care se repetă cine se repetă? Adică ați mai scris o dată, domnul profesor, asta vrea să zic. B aparține dreptei D. Nu mai scriu asta. Da, și mai departe. Eu aparține dreptei D. E. Și eu aparține dreptei D. Da. Da. Dar eu ăsta cine intră în legătură? Când? Cum? B aparține drept. Zi mai departe. Așa știm că AD este egal cu BE și AD egal cu segmentul AD sau lungimea lui. Simplu, AD. AD e fără segment. A, dreapta AD. Dreapta și dreapta AD coincide cu? Dreapta BE. BE. Și dreapta D BE este coincide cu dreapta CE. Și care? D-B. Egală cu? Dreapta C-E. C-E, da. Să se determine cu sora C-A-B.
Măsura unghiului pe agul? Da. Măsura lui C, A, B, da? Egal cu cine? Hai să vedem dacă ce am înțeles eu din ce ați spus voi. Deci, am o dreaptă de... A și C sunt două puncte care pot fi de o parte, a trebuie sau unul de o parte și altul de o parte. Noi, să zicem, că ne luăm așa. A-ul aici. Și pe când nu spune autorul nimic. Dar nu că avem modelul în carte. Și modelul cum spune de o parte și de alta? Nu știu. Dar avem desenul. Avem desenul. Dar îți spune și tu, răspunde. B-ul e de o parte și A-ul e de o parte? Uitați, nu mă fi desenul. Ei, nu puteți. Nu trebuie să puteți. Adică ce nu putem. B-ul... Dacă A-ul și B-ul sunt situate... Nu, în afară de B. Nu, A-ul... Deci e dreapta A, B. E dreapta A, B. Da, e dreapta A, B. Deci e un fel de... E triunghi și e dreapta A, B. B aparține dreptei. B aparține lui D. Da, B e pe dreapta. Da, 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 da. Acum am înțeles. D. B-ul, da? B-ul e pe dreapta. Și trage și de unde? A-ul și C-ul nu erau. Da. Ei, asta întreb acum, n-am fost atent. Nu. A-ul și C-ul sunt de o parte sau unul de o parte? C-ul e sus? Uite-o. Da, mă, la deci ce-ul e sus, domnul profesor? Am în două, sunt în da, da, da. Hai cum se citește în matematic. A-ul și C-ul sunt în același semiplan. Pentru că dreapta asta, dragilor, împărțit tabla în două zone. O parte deasupra și alta de desubt. Două semiplane se numesc astea. Da, deci A și C sunt în același semiplan. Mai va un pic mai sus și C un pic mai jos. Da, bine, asta... Așa vrea autor. Așa, așa o leoată. Da. Bine. A, mai departe. Deci avem A de perpendicular pe... A de perpendicular, deci trebuie să mă duc așa. D este pe dreapta D, spune autorul. Da. A de perpendicular, corect. Da. Ați făcut desenul voi? Da. Da. De la... Ce mai spune? A... D este de... Ea aparține și a dreptei. Ea aparține și a dreptei. Așa. Încât A de egal cu B e... A, D să fie, B e... e... Cum? Sunt congruente. A, D... Cât e A, D, A, T și B, E. A, D, cât B, E. E. Deci sunt egale. Dar eu, A, D, cu B, E, pot să fie așa. Eu tot pe dreaptă. Da, dar vedeți că B-ul vot să-l luăm între... Desenul e B-ul e între D și E. Bun, atunci... D-ul este între... Nu, B-ul. B-ul este între D și E. Atunci, atunci în partea asta a probat, da? O să mai iasă figura invers. A, B. Că a făcut-o profesorul. Deci a făcut-o autorul, domnule. Da. Da, Andreea. Imediat. Da, luați-l da. Pe A, B. Întâi A, B, după aceea B la mijloc și după aceea E. Cu linia e așa. B, B, E. Se dau drum. Mama aici. B, B, E. Deci, D, B, E. D, B, atunci, așa, D, B și E. Deci, A, D, A, D, este cât B, E. A, D, este cât B, E. Și BD, BD, este cât ce e, cât ce e, cât ce e. Da. Aici, totuși, autorul are niște greșeli, pentru că, dacă zicem AD, înțeleg dreapta AD. Ar fi trebuit, fiindcă se vorbește de egalitatea asta, înseamnă că e vorba de lungimile lor. Și aici ar trebui să fi fost, dacă zicem așa, segmentul AD, segmentul AD congruent cu segmentul BE,
pentru luni dreapta AD nu mai punem nimic și înseamnă dreapta, iar pentru lungimea lui AD, văd că tot AD a lăsat. Deci e și problema de confuzii, da? Deci AD să fie cât pe E. Iar DB cât ce e. Bun. Să găsim unghiul CAB. Unghiul CAB. Adică unghiul de aici. Cât e de mare unghiul CAB? Nu e așa de... Deci, aici este perpendicular, ca așa spune autorul, AD e perpendicular pe dreapta AD. Da. Ce e iar perpendicular? Dar unde scrie ce e? Ca să se arată pe figură, unii drept. Păi arată, dar nu mi-a spus în cuvânt. Pe figură. Am înțeles, dar nu mi-a spus în... Nu ne zicem problema, dar face unghiul pe figură. Am înțeles, dar să vedem în continuare cam care este ideea. Deci, știu că asta de aici e cât asta și asta de aici e cât asta. Da? Și mi se ține unghiul C, A, B. Unghiul dintre ele. Dacă acceptăm toate astea din figură, problema este să putem găsi unghiul CAB. Așa zice, parcă nu? Da, da. CAB. CAB. Hai să vedem ce am putea face aici. Faptul că avem latura de aici cât asta și asta cât cealaltă, ce sfuge în minte având cele două triunghiuri câte două laturi congruente, ce am putea spune? Deci, dacă ne oprim la triunghiul ăsta și la triunghiul ăsta, hai să ne hașurez. Triunghiul de aici și triunghiul ăsta la acolo. Ce părere aveți de cele două triunghiuri? Sunt congruente. Sunt congruente din ce motiv? Pentru că ne spune că AC este egal cu BE. AC, A, C. Nu, A, nu, vorbesc că... Nu, mă, am spus că AC e congruent cu BE. AC? Da. AD, băi, zice cu BE. Am scris corect. Pe numărul n-a greșit. AD, o să face BE. Așa spune actorul. BD, AD cu BE. Da. Avem scris aici. AD cu BE. Păi și am și punctat, măi, Miruna. Am zis, latura asta e cât asta, asta e cât asta. Și unghiul ăsta e din 90 de grade. Și unghiul ăsta e din 90 de grade. Și atunci avem latură, unghi, latură. Ceea ce înseamnă că unghiile sunt congruente și ceilalți. Triunghiile sunt congruente și ceilalți. Și toate elementele sunt congruente. Unghiul D congruent cu unghiul E, pentru că avem 90 de grade. Băi, am folosit asta mai devreme. Mai avem latura AD cu latura CE. Păi am folosit mai eu. Le-am folosit asta. Tocmai pentru a intra în cazul de congruență latură-inglatură. Aceste lucruri nu au fost de folos ca să ne pronunțăm asupra triunghiului. Ceea ce înseamnă că și AB... Și toate celelalte elemente, a treia latură AB, cu latura BC. Ce spune asta dacă AB e cât AC? Ce spune? Ce puteți spune? Triunghiul este isoscel. Adică unghiul A de aici este cât pe C. Foarte importantă chestia. Dacă aș mai ști și unghiul de aici câte grade are... 90? De unde știu? Da. Păi cum? Desenatul aici. Păi desenăm așa, că nu am desenat.
N-am avut ce face. Cum am adus tu? Ei, dar am uitat să spune că toate elementele sunt congruente, da? La cele două triunghiuri. Laturile le-am epuizat, da. Că două le-am luat de la început ca să pot vorbi de congruență. Atunci latura asta e cât asta. Și unghiurile alte două, adică unghiul de aici, un unghi de ăsta, apar n-am cu care. Dacă... Dar mă uit și eu cu atenție, unghiul de aici, privește spre DB. Corect. Și DB e congruentă cu... Și DB e congruentă cu ce e. Spre ce e, cine se uită? Unghiul de aici. Și ăsta e de aici, e cât ăsta de aici. Ăsta e motivul. Și acum al treilea. Ăsta de aici, va fi cu al treilea din partea asta. Cu E sau cu ce? Cu B, cu E. Da, B, ce? Adică am să spun 1, 1 și 2, 2. Dar 1 plus 2 cât fac împreună 1 plus 2? 3. 1 plus 2 fac 3? 1 plus 2 fac 3? 1 plus 2 fac 3? Într-un triunghi. Unghiul 1 ca măsură. Unghiul 2 ca măsură. Dincă triunghiul 2 fac 3. Fac 90 de grade. Deci 1 și cu 2, atenție, 1 și cu 2 fac împreună aici, cât am spus, 90 de grade. Câte au rămas ăstuia de aici? Tot 90 de grade. Total 180. Și dacă ăsta e din 90 și ăsta două sunt congruente, 45 și 45. Da, dar eu ziceam câte... Fac împreună 90, deci 45. Și iată că am rezolvat problema. Și asta e sesiunea. Și acum să o demonstrezi Ali, domnul profesor, că a fost cel mai atent. Da, am văzut. Da. Da. Și azi, să înceapă Ali demonstrarea. Da. 1, 2, 3. Era la mine. Gura, fie triunghiurile. Deci fie triunghiurile A, D, B și C, D, E. Și C, B, E. C, B, E, așa. Da. Ele au. Păi, A, D, congruent cu C, E. AD cu BE. AD cu BE. Era la calcul. Da. Da. AD cu BD. Unde? Hai să luăm unghiul, dacă latura unghiul la unghiul, da. Deci latura asta cât asta, adică unghiul de aici. ADB cu CD. Ce? CED. CED cu ăsta de aici. Și latura DB cu E, cu ce e? Ce e? Și suntem în latură, unghi, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Și triunghiile în condițiile astea sunt congruente și atunci și celelalte trei elemente sunt congruente. Adică a treia latură AB este cât latura a treia din triunghiul ăsta altul. Cu B, B C. C. A, B, a treia latură din triunghi, este cu, cu latura cealaltă din triunghiul despre care am afirmat că e congruent. Cât BC. Și atunci triunghiul, dacă AB cât BC, triunghiul este isoscel. Și unghiurile la bază sunt congruente. Și iată, ne mai trebuia să arătăm că e din 90 de grade. Că dacă e din 90 de grade, atunci rămâneau am un globul de 45. Da. Și cum de 90 de grade? Păi, când am vorbit că triunghiul de aici e congruent cu triunghiul de aici, laturile s-au epuizat, că două le-am folosit, a treia am vorbit de ea ca rezultatea congruenței, și unghiul, și unghiurile, două câte două vor fi congruente, adică unghiul de aici va fi cu unul din ăsta două. Și acum am spus, ăsta se uită spre DB, DB este cât ceine, e cât ăsta de aici. Deci, iată, cu unghiul șters așa și cu unghiul ăsta de aici, că sunt congruente. La fel, al treilea unghi cu al treilea unghi. Dar 1 și cu 2 aici, între unghiul ăsta, fac 90 de grade. Deci și 1 cu 2 aici fac tot 90 de grade. Și eu rămas să stau 90 și atunci totul problema s-a rezolvat. Redactați voi acasă problema. Asta și am ajuns la ce problemă? La 21.
22. Da. Observați cu cât înainte, problemele sunt din ce în ce mai interesante, mai frumoase. Și mai greuțe. Și mai greuțe, sigur că da. Și ca să vedeți mai bine, le-am făcut culori.